you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la o nouă serie. Poate cei care v-ați uitat pe stream aseară, mă rog, cine știe unde pune clipul ăsta, știați de aceasta. Și se pare că deja avem o scenă aici de biciuială, frumos, hai că ajungem eco să-mi iau copyright pentru conținut de uncheat pe YouTube. Mă rog, ce pot spune? Bine v-am găsit la seria de GTA 4, pentru că mi s-a luat de GTA 3, am făcut un stream aseară, v-am tot dat fel la o misiune absolut imposibilă. Aoleu, să schimb dracu muzica, că-mi iau copyright. Bine că poți să-ți faci un radio aici. Cu ce muzică vrei tu? Așa. Mai bine acum. Mă rog, n-a început muzica de astea altă parte. Pe radioul acesta, Independence FM, poți să spui ce muzică vrei tu. Și am pus eu niște bazuca pe acolo să nu-mi iau copyright. Chestia asta mi se pare chiar foarte mișto. Nu știu dacă merge și în GTA 5, dar oricum în GTA-urile astea anterioare, San Andreas 3 și Vice City nu merge. De fapt, nu știu dacă nu merge în Vice City, că n-am încercat asta. Dar San Andreas și în GTA 3 nu merge treaba. Sau nu știam eu să o fac, mă rog. Bine, oricum mi-a apărut o dată în timp ce mă jucam chestia asta cu radio și m-am folosit de ea. Aveam 130 ceva de melodii, toate cu copyright. Mă rog, atunci mă jucam de plăcere, nu pentru filmări GTA 4. Acum a trebuit să scot toate melodiile alea, să bag bazuca și astea fără copyright. Dar bine că nu pornești toată. Da, mă, hash ca să pornești, să opresc astea farurile. Perfect, fix la început muzica începe să vorbească și mai tare român. Hai mă, sări peste asta și frumos. Și acesta este culcușul nostru în care o să ne dăm save în caz că n-ați jucat jocul, să nu l-ați văzut la alți youtuber. Dar sigur l-ați văzut ori la Rafael, ori la GeoGeo96, ori la, nu știu, la Codrin. Că și ăla a filmat vreo 2-3 videoclipuri cu GTA 4 cu Felix. Da, el și-l botezase pe Nico Felix. Dar hai să-i dăm și noi lui Nico un nume. Hai că totuși este rusnac. Stă, e vecinul nostru, cum s-ar zice, mă rog, două țări distanță, Basarabia și Ucraina până acolo. De fapt, poți să ocolești Basarabia și treci doar prin Ucraina ca să ajungi în Rusia. Mă rog, hai să zicem Nicușor, că tot e Rusia, aproape de zona noastră de Europa de Est, îi zicem Nicușor. Hai mă, odată, mai mi-a răs mult chestiile astea, gata. Așa, să scăpăm de salvările alea ce am jucat așa off-camera. Chiar are față de Nicușor tipul ăsta. O să zicem Nicușor. Hai Nicușoare, du-te. Nicușor de la Brăila. Ne, nu că ăsta se cheamă Liberty City. Nicușor din orașul Libertății, nu știu. Dacă știți vreo poreclă mai bună să-i dăm lui ăsta, lui Nico Belnic, lăsați un comentariu. Atunci Belnic. Dacă era Belic, era de ăsta din Prison Break, mă rog. Hai, dă-te jos din mașină. Hai, jos, bun. A, deci avem și sprint, mi se pare mișto. În schimb, aici la GTA 4 sunt câteva aspecte pe care nu le găsești în GTA 5, cum ar fi, să zicem, poți să, după unde se strâmbă mult mașina, mă rog, acum nu prea se vede. Ce mai refer? Gen, dacă intri tare într-un zid, se strâmbă mult în colțul respectiv sau... Uite așa. Mă rog, mai este și asta cum s-ar prin parbriz, deci chestia asta mi se pare mișto. Ce am vrut să vă arăt? Deci când faci accident cu mașina, crapă și peretele în care intri, în GTA 5 nu-ți crapă și se mai și zgârie dacă te frești cu el și se strâmbă și mașina în prostie. Am simțit nevoie să vă arăt chestia asta, că m-am uitat niște mi-au apărut pe la recomandări niște videoclipuri de genul și am vrut să vi le arăt. Mai este alt aspect, gen dacă scoți pistola un polițai, ți apare o stea, dar nu trage în tine automat. Scoate și el arma la tine. Și dacă o lași jos vine și te poți preda să te aresteze și dacă dai shift, te urcă la două stele, trage în tine, înțelegeți voi. În GTA 5 doar că treci pe lângă un polițist și își scapă cafeaua, te ia la, te împușcă direct. Mă rog, hai să sărim peste astea. Să luăm mașina lui Roman. Ce vreau să zic, dacă vrei să le dăm porecle la toți ăștia, lui Roman să zicem, nu știu, Romanu. Că e unul aici la mine în sat care se fute în cur și se zice Romanu. Și nu glumesc. Așa, deci Roman să fie Romanu. Sau Românul, că mai un țigan căruia se zice Românul. Nico să fie Nicușor. Mai sunt oameni, Vlad, mai apare unul Vlad, dar doar două misiuni cred că o să am la el.
Little Jacob, parcă mai era pe acolo, ăla să fie micuțul Jimmy, să zicem, nu știu. Nu știu, dar simt nevoia să le dau niște poarecle la ăștia. Dacă vreți, dacă nu-i lăsăm cu numele lor, autentice din joc. Dacă știți vreo poreclă bună să-l dăm la ăștia, lăsați un comentariu. N-avem și noi pe aici un George ceva ca să-i dăm numele Gigel. Ăla are pistol sau e mâna asta handicapată? E, pișeam și pe mâna lui. Bă, stai să schimb radio-ul să nu-mi iau copyright. Cu o chestie la YouTube, e clar, cu copyright-ul nu te joci. Stai că eu am dat pe alt în loc să dau pe space, dar probabil pe click dădeam skip la astea. Bine că avem un punct roșu aici. Hai, dați-i misiune. Ia să mă bag aici. Opa. Așa, bă. Deci trebuie să mă uit după, nu știu ce, break-in, porecle de ale lor. Trebuie să stau și să mă uit în continuu. Văd că treci un boschetar, n-am niciun pistol la mine să-i împușc pe ăștia. Ne sună Roman, hai răspunde. E mișto că ăsta vorbește și în rusă și apar acolo subtitrările. La altă scenă când Nico îi bate pe alții, le zice, înjură în engleză, dar le dă și, le zice și sucablie. Mișto ideea asta, e caracter rus. Adică, na, dacă am avut albi, am avut și negri până acum, albi cum ar fi Claudiu, cum se zice, și Tommy, și negru fiind CJ, să avem și un rus, nac. Acum nu știu ce parte a Rusiei o fi asta, partea europeană cu Moscova, cu ăștia sau... Ah, uite, pe Bulangii. Hai să-l sunăm pe ăsta. Menu, phone book, Roman, calling. Gata, hai că acum se urcă ăsta în mașină. Hai, da, urcă. Mr. Roman, bun așa. Hai, fugi, fugi. Adică condu, mă rog. Bă, multora le place la nebune sistemul ăsta. Dă-te mă la o parte, rasa mă. Da, se pare că sunt un șofer foarte bun. Oricum, mi-am luat ceva să mă obișnuiesc cu sistemul de condus în jocul ăsta. Nu știu, dar mașinile se conduc așa de greu. Deci când e să derapezi, derapezi, frate. E mișto că faci drifturi și astea, da. Având în vedere că eu sunt un șofer excepțional de bun în jocuri, vă dați seama. Mă rog. Hai să... Oh, ce l-am dilipul ăla. Chiar îmi place chestia asta, cum poți să faci driftul și nu-ți sare roata din mașină, mă rog. Dar prea mult derapezi, frate, și nici n-am prins viteză mare, că cred că mai mult de 100 nu erau. 100 km, habar n-am. Hai mă, skip la misiunea asta, nu stau să bag în toate cinematicurile astea, vreau să facem mai multe misiuni așa de început. Să ajung și eu la progresul la care am rămas cât am jucat off camera. Hai mă, dați-mi misiunea acum. Că îl bușim și pe ăsta, nici o misiune în câte văd. Nu ne mai dă nicio misiune acum. Acum e atitudine pe fundal. Că fac și o distrugere asta, e plictiseală. Ce misiune, o trebuie să mă salvez acum sau ce? Ia mă, hai să sunăm. Phonebook Roman, hai să sunăm, gata, hai că ne-a dat misiunea acum. Diferit camera, ne trebuie, gata, hai că ne-a dat misiune și aici la Roman. Hai cu misiunea. Aia că o să-și o ia. Îi facea cu fermoara gât cu briceagul. Aveți grijă, Nico a făcut armata. În armată vii prost și pleci deștept. Sau vii deștept și pleci prost, una din două. Eu cred că Nico a venit prost și a plecat deștept. Sau a venit fetiță și a plecat bărbat. Cine știe. Ia. Albanezi, ăștia-s vecini de noștri undeva prin zonă, prin Balcan, câteva țări mai jos de noi.
Mă rog, hai să mergem. Get the Roman's car. Urcă. Mă doare pe mașină să mă argi bilan. E frumos că are și muzică în rusă, cum e Nico. Gata, hai da. Nasule că n-am deloc muzică rock fără copyright, că și pe aia ieri mi-au în clipul ăla cu un an de YouTube, mi-am luat copyright. Mă rog, conține acum copyright, dar în clip n-am primit, că am pus clipul înainte să se bage copyright pe respectiva melodie. A, opresc radioul pe X. Pornește-l bă la loc. Stai că am trecut de trebuia să mă duc. A, că parcă încep cât de cât să conduc mai bine în joc aici. Este să te obișnuiești cu sistemul ăsta, e condus. A, în spate și nici chestia că eu sunt neatent cam la orice joc, nu sunt atent deloc. So, eu sunt bun pe partea de du-te, omoară-l pe ăla, dilește și cam atât. Eu la asta sunt bun la jocuri, la conduș să fiu strateg, nu prea. Decât să trag cu arma. Când e vorba să trag cu arma, plăcerea mea. Și uși! Urcă. Cine trebuie să urce? Opa, dăm la buș, se pare. Hai să nu bușim că... Bun, hai că nu s-a stricat mașina. Hai să nu bușim să par că suntem gentlemen, că știi să conducem, nu știu ce, dar tot facem stânga-dreapta să le speriem. Și acum, ia curba. Ma, deci fix pe lângă stâlp și acum ne băgăm între stâlp și stâlp. Sau mă rog, ce-o fie ăla. Hai că... Parcă începem să conducem mai bine, nu știu. Se putea și mai rău să conduc oricum. Derapez cu mașina foarte mult, adică ați văzut, în GTA 3 mergeam direct pe frâna de mână ca să iau o curbă bruscă, se rezolva aici, derapez în prostie, bine, pare și mai realistic, într-adevăr. Mai ales când e vorba să fie și, dacă era și iarnă în joc aici, să fie poleiul ăla foarte mare, da, mai ziceam, sau poleu, cum era chestia la ampui mei, n-am alunecat pe polei, pe poleu, că era unul singur. Așa, sărim peste cinematică, nu-mi plac astea deloc. Și ne-a mai dat ăsta acum un punct, îl sunăm pe Roman. Hai să parcăm totuși. Să dau mai așa, atât. Da, 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 nu știu ce, hai, ne dai misiune acum. Get the clothes, bun, hai să ne luăm haine noi. Gata, hai că îl îmbrăcăm pe Nico. Păcat că nu pot să-l fac să umble în kilos pe stradă sau să iau handicapat și nu știu chestia asta. O fi și chestia asta posibilă, cine știe. Bă, dar n-am bușit deloc mașina asta, că pe X era pe C, pe C. Bă, e intactă. Mă mir. Deci mă mir că la început, deci când mi-am luat jocul în prima zi, de nu o bușeam și făceam mașina, o făceam pachet. Că ați văzut cum se turtește mașina. Și îmi place că la jocul ăsta au rezolvat un aspect total enervant în celelalte GTA-uri. Te-ai răsturnat, ia foc. Măcar aici și în GTA 5 nu ți se răstoarnă mașina. Hai să îl îmbrăcăm pe Nico să nu mai arate ca un boschetar. Acum ne prezintă locul ăsta, nu știu ce, bla 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 bla. Hai că știu cum trebuie să îl îmbrăcăm pe ciumpalacul nostru. Sper să-mi ajungă banii acum să iau și pantofi și geacă și tot. Bă, nu-i rău oricum, dar totuși e îmbrăcat cam gros. Sau cine știe. Eva nu prea știu cum o fi vremea în Liberty City, câte grade o fi pe afară. Hai să începem întâi cu Adidas-i. Stai, mai aici sunt bocanci, nu vreau să... Ai, Adidas-i, uite, aici. Ăștia? Stai că sunt mai multe culori, nu știu pe care să le pun. Ăștia, cam urâți. Niciun caz ăștia. Hai, fie ăștia. Enter. Gata, i-am luat Adidas-i noi. Acum să-i luăm niște pantaloni noi. Poc, e. Ăștia-s? Nu, nu cu dungă de asta. Să pare că-s pantaloni de training. Stai mă. Ăștia atunci erau? Da, ăștia. Gata, am luat și niște pantaloni noi. Hai că parcă arată mai fain. Hai să-i luăm și o geacă. Că ar trebui o geacă nouă. De care geacă i-am luat atunci, că nici nu mai știu. Parcă de pe aici am luat eu geacă. Nu, deci prea alu fofolim, dracu, înțeleg că a venit din Rusia și e frig acolo, dar nici în halul ăsta. Și ce au ăștia? O geacă neagră, știu că i-am luat, dar dracu mai știi.
Asta-i, asta-i. Hai că parcă arată fain. Nasul care are tricou ăsta așa. O cămașa să trebuie să fie. Dacă aș putea să nu la ea, ar fi perfect. Dar las că e fain așa. Stai să-i luăm și o pălărie. Așa de rusnac. Nu întâi ochelarii. Și apoi pălăria. Nu ăștia, nu ăștia. Ăștia. Eee, Giugiuc. Ea își face și pleată. Sau nu ai mai avea bani? A, cred că nu mai am bani. A, nu mai am bani să iau căciulă și... Căcamaș. Nu mai am bani. Deci $8 și... Deci să mai fac rost de... Stai mă, nu așa. Hai să-i mai fac ăsta rost de niște bani. Avem $5. Încă $15. Hai să mai batem mai pe stradă. Acum se salvează. Hai mă, adă banul. Pe undeva printre blocurile astea știu că era o bâtă ascunsă, dar... Cine mai știe pe unde? Iar sună pe român. Bla bla bla, ne-a dat misiune la el, hai că e bine. Dar mai întâi să iau o dată ochelarii aia și pălăria. Nu mă las până nu-l fac complet. Eh, ochelari așa mai de cocalar, bun. Și o pălărie. Asta. Aia e mă, gata. Acum ne sună Michel. Bă, deci dacă nu se vedea tricoul ăsta maroniu sau ce ar trebui să fie, cămașa era perfect. Dar cu pantalonii ăștia chiar arată fain și hoidea și. Da, 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 deci i-am făcut rost agagică, hai să mergem. La? Cu Ana Michel. Ce zace aia ăla, aia, aia ce fi. Dai acolo, așa, gata, nu te mai ridica. Ce vă uitați și firăței de rău, dacă aveam acum pistolul, pe toți mă împușcam. Să băgăm viteză, mașina e complet intactă, n-am zgâriat-o deloc, e perfect. Ia, văd că am o misiune în partea acolo, dar nu merg. Era un omuleț pe partea stângă a mapei, dacă n-ați văzut, dați înapoi la clip. Avem un mesaj de la Roman, ia mă, ce vrea și ăsta? Read, bla 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 bla, ne și sună. Bla bla bla, bun, gata, dăm skip. Bun, ne-a dat misiune și Roman, dar hai mai întâi la Michel. Ai cu ADHD-ul pe fundal. Stai că e mai în spate. E bine că am învățat să conduc, că altfel mă bușeam în draci. Hop. Mi se pare că trebuie să o duc acum la biliar sau la pupice, eu nu știu. Acum ne-a restaurant. Cred că tot așa ne facem gagică ca în San Andreas. Ce baștan arată. Hey, it's Nico. Nicușor. Deci să înțeleg că o mergem să dăm la buci sau nu? Acum suntem cu mașina lui. Lu asta, deci să fie o antenă să nu-i obelesc. Ok, acum nici muzica pe fundal nu se mai aude. Nasol că pe tu trebuie să-ți iei copere. Bine, mie nume că nu mi se mai monetizează videoclipurile, că mă doare în cur efectiv, că așa nu fac nimic. Dar mie că îmi bagă restricții de aia de vizionare, cum a zis și Codrin în clipurile aia de Mafia 3 în care și-au luat copyright de la muzică. Nu mai pot fi văzute pe telefoane. Bine, eu n-am problema asta că nu prea am ce mă uit eu așa pe YouTube, cum e telefonul meu, nu e pe Android în format așa, e format tot așa gen browser că e pe Windows și folosesc Internet Explorer și nu e cam aceeași chestie. Să o ducem pe asta la pupice, deci. Hai da, vino. Uite mă la o parte. Și îmi place că poți să iau obiecte pe jos și să arunc în oameni. Pahare, pietre, cărămizi. Chestia asta mi se pare foarte faină. Hai da, să alergăm. Hai, vino, fă după mine. Vorbim ca un ruznac de ăsta din... Ca un est european adevărat. Sau o fie pe partea din Asia, cine știe. Abarna. Hai să intrăm. Poc.
Da, cealaltă ușă. Deschide-te. Dai fain cum e pusă cu pupica și alea două bile. Ok, hai să... A, întâi aici. Frumos, acum am prins și mesaj pe WhatsApp. Da, mai întâi să terminăm și noi. Asta sunt căutat. Ce mama dracu. Hai să... facem pupicelul ăsta, să ducem, să mergem, să salvăm și gata. Deci cum era așa? Așa, deci, bun. Oh, o popică a mai rămas. Bă, firea era dracu de popică. Sau, ba nu, a dat-o jos și pe aia, parcă. Hai, că o dărâmă și pe aia de-o dracu. Poc! Ăla-i, mă! Skip. Scorul. N-am să la el. Și du-te cu Dumnezeu înainte, că am dat strâmb. Poc! Hai că am rămas câteva. Las că e bine. Ia să țin mai bine pe masă aici, nu pe... șină... mouse-ul. Să am drum mai drept. Ok. Acum. Hai, du-te! Și... șpoc! Au mai rămas două. Am încercat și eu. 17 la 4, 25 la 4. Iar am dat strâmb. Sau ba nu, hai că am dat drept. Cred că le-am dărâmat. Nu le-am dărâmat pe toate. Sunt foarte bun la pupice, n-am ce zice. Bine, bowling, n-am jucat niciodată pe viu. Biliard, da, deci la biliard chiar sunt foarte bun. Dar la popice, dacă îmi dai acum o bilă, dai, cred că o arunc în tavan. Cred că am, asta e că am dat-o în canal. Sau nu? Mamă, nimeni mai acum toate ale. 34 la 13. Hai că jucăm bine. Iar am dat strâmb. Am dat direct în canal acum. Hai să mai încercăm. Cred că dacă batem acum, mada mea am belly de tot mouse-ul ăsta. Iar am, nu, am dat-o drept. Du-te în pizda, măti, cum dracu. E, măcar aici s-a îngacit, că dacă n-am și realitate. Măcar în jocuri să avem cum era și o chestie. Am bătut, gata, încă o dată mai trebuie, hai da. Poc! Și am rămas două popici, hai că le dărâm pe alea firarale, drecu. Se dă mai așa. Și jos cu ele. Am dat pe lângă, fută Dumnezeu. Nu puteam să joc biliar cu asta, o rupeam. Gata, am bătut. Și acum s-o ducem acasă. Hai da, Michel. Come with me. Deschide ușa. Bun. Nu vine și asta, e că vine. S-o ducem acasă. Hai să alergăm. Hai da. Nico cel fericit alergă acum cu penisul în erecție și a scăpat și aia cumpărături. Ți-aș cumpărăturile ale dragul. Bă, nu se știu. Dar nu înțeleg moda asta americană. Să ai băbă și o sacoșă de aia de cart, de hârtie din aia maro sau ce-o fi de aia maro. În loc să aibă o sacoșă cu mânerele, cum e normal. Adică nu înțeleg farmecul să ții așa în brațe. Ia să luăm ceva de aici, de jos. Nu pot să iau? Ce am asta, nu merge să le iau? Pâine aia, nu merge să o iau? Se pare că nu. Du-te, mama mea. Du-te, dracu, că și așa mai avem un pic și murei. Aia, dar mașina lui... Michel. Poc. Sper că a rămas radioul ăla. Hai că bine, avem muzica care ne trebuie. Ma, nasol că... îmi iau copyright pe videoclipuri, că băgam eu mai multe melodii de genul și le aveam pot de gen dacă aveam chef să... dacă era să am o misiune de aia în care trebuia să omor în prostie oameni din mașină sau să fug și să fi avut ceva rock pe fund, era frumos. E, las că merge și așa. Las, oricum știu că nu ascultați cu toții rock, dar rap și hip-hop ascultați mai cam toată lumea și mai bine așa. Acum nu știu câți fani bazuca sunt, că sunt foarte mulți care se uită la Codrin, dar nu le place ce cântă. Și altora le place ce cântă Codrin doar pentru că e Codrin și se uită la el. Dar mă rog. Bă, ia luați partea bună, mașina e intactă, nu-i bușită, nu nimic. Cred că asta o să fie o altă serie pe care nu o să o termin și de asta presimt. Yeah, that would be good.
Așa, gata, Nico se bagă pe babardelă. Nico, Nicușor, tot nu știu cum să-i zic. Misiune făcută, avem un like de la Michel. Și pe vremea aia nici nu era, nici în America nu era așa de popular Facebook-ul, dar abia păruse. Mă rog, hai că ne pișem pe mașina lui asta, mă duc să salvez și încheie episodul. Mă rog, da, hai că închei de aici, ce rost, ce aș mai avea să vă arăt pe drum, nu știu, ia, iar ne sună asta. Da, 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 pick up Roman. Trebuie să mă să-l iau pe ăsta, dar mai întâi o să salvez și filmez în următorul episod asta cum trebuie să-l iau. Hai, bagă viteză. Bă, da, ce bine se mișcă și chiar și pe filmare. Stai că aici e... Așa, dă-te un pic mai în spate. Hai să parcă mai să ne rămână salvată mașina. Atât, bun, dă-te jos. Bă, îmi place că se mișcă bine jocul, chiar și pe filmare. După cum vedeți, am dezactivat umbrele că mai erau unele locuri în care înframau pe filmare. Fără filmare aveam vreo 60 de FPS-uri constante. Da, asta e altă parte. Dacă aveam 264 de bits, cred că aveam peste 100. Da, mă rog, hai să salvăm. F. Aoleu, e muzica aia pe fundal. Și hai să ne apare acum chestia de salvat. Nu știu ce, Jamaican hit. Enter, gata. Am salvat, cam atât cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de GTA 4, lăsați în comentarii. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!